Salutare și bine ați venit pe canalul de YouTube Mr. Crypto. Se pare că piața criptomonedelor a cunoscut un început pozitiv al anului 2023 cu o creștere semnificativă a capitalizării bursiere totale. Piața s-a trezit dintr-o perioadă de hibernare și a înregistrat o creștere a prețurilor, în special pentru Bitcoin, care a câștigat peste 70% în primul trimestru. În videoclipul de astăzi, ne uităm la un raport complet al pieței cripto de la CoinGecko, un raport pe care nimeni nu are voie să-l piardă deoarece ne oferă o imagine clară asupra pieței cripto și de aici putem trage singur concluzii pentru ce ar putea să urmeze și cum ar trebui să ne stabilim portofoliu. Așa cum am zis, vom vedea o prezentare generală a pieței cripto în trimestrul 1-2023, dominanța cripto, prețurile pentru anumite criptomonede, prezentarea generală a primelor 15 monede stabile din trimestrul 1, total crypto market cap și Bitcoin versus S&P 500, cronologie evenimentelor notabile din trimestrul 1, turbulențele bancare de la mijlocul lunii martie, o analiză Bitcoin legată de ordinalele Bitcoin, prețul Bitcoin din trimestrul 1 versus volumul de tranzacționare, Bitcoin versus prețurile claselor majore de active, prețul Ethereum din trimestrul 1-2023 versus volumul de tranzacționare, o analiză a Ethereum și activitatea privind protocoalele de nivelul 2, respectiv Layer 2, o analiză DeFi, o analiză pentru NFT-uri și o analiză pentru exchange-uri care cuprinde primele 10 schimburi centralizate, respectiv CEX-uri și primele 10 schimburi descentralizate, respectiv DEX-uri. Vă aștept în comunitatea Mr. Crypto pe canalele de Telegram, Twitter, TikTok, Instagram și Facebook, găsiți linkurile în descriere. Tot în descriere veți găsi un link pentru NordVPN cu o reducere consistentă de peste 60%. Nu uitați de like și subscribe și de asemenea să activați și clopoțelul. Vă rog să rețineți că rolul acestui videoclip este unul strict educațional și nu reprezintă sub nicio formă un sfat financiar. Piața a avut o creștere puternică în primul trimestru al anului 2023 și un câștig de aproape 50% în ciuda unei scăderi de la mijlocul lunii martie, ceea ce indică o tendință pozitivă semnificativă a pieței în acea perioadă. În primul trimestru al anului 2023, capitalizarea totală a pieței cripto a cunoscut un început puternic, încheiind la 1,2 trilioane de dolari. Aceasta reprezintă o creștere de aproape 50% sau un câștig absolut de 406 miliarde de dolari, comparativ cu perioada anterioară. Volumul total tranzacționat pe piața cripto a cunoscut de asemenea o creștere, având o medie de tranzacționare zilnică de aproximativ 77 de miliarde de dolari, ceea ce reprezintă o creștere cu 30% față de trimestrul precedent. Printre top 30 de criptomonede, Solana a urcat de pe poziția 18 pe poziția 9. Această creștere semnificativă a urmat revenirii după vânzări masive care au avut loc după criza FTX în al patrulea trimestru al anului 2022. Pe de altă parte, Quant, Crow și Ape au pierdut top 30, iar pozițiile lor au fost înlocuite de Filecoin, Hashbar și respectiv Lido. În prima jumătate a primului trimestru au existat speculații cu privire la un potențial pivot al Rezervei Federale, iar lichiditatea a fost relativ scăzută. Acest lucru a dus la rulări narrative de scurtă durată pe diferite monede, cum ar fi monedele chineze și monedele AI, pentru care găsiți la mine pe YouTube videoclipuri dedicate. Nu uitați de like, subscribe și activarea clopoțelului dacă vă sunt de folos. Cu toate acestea, cea mai semnificativă știre a fost implementarea Bitcoin Ordinals, care a permis NFT-urile pe blockchain-ul Bitcoin printr-o implementare Taproot. În general, perspectivele pentru viitorul descentralizat par prudent optimiste. Industria a suferit cel mai rău din ciclul pieței bear, iar volumele revin constant atât la criptomonede cât și la NFT-uri. Cu toate acestea, există încă provocări, inclusiv incertitudini de reglementare și instabilitate geopolitică și macroeconomică. Haideți acum să parcurgem fiecare capitol al acestui raport. Dominanța cripto. În primul trimestru al anului 2023, Bitcoin a înregistrat câștiguri semnificative în cota de piață. Investitorii au căutat siguranța în Bitcoin, chiar s-au îndepărtat de monedele stabile din cauza provocărilor de reglementare și a turbulențelor bancare. Prețul Bitcoin a crescut cu peste 70% în trimestrul 1-2023, făcându-l cea mai performantă criptomonedă din trimestru, în timp ce alte monede importante și-au văzut dominanța în scădere. Doar Ethereum și XRP și-au putut menține cota de piață, în timp ce restul au înregistrat scăderi ușoare. Prețul Ethereum a crescut și el cu peste 30%, în timp ce prețul XRP a crescut cu peste 20%, iar zilele trecute am văzut o creștere și mai mare a acestuia, datorită faptului că au avut o primă victorie în fața SEC.
USDC a înregistrat cea mai mare scădere a dominanței, -2,7%, probabil datorită faptului că deținătorii au fost speriați de DPEG-ul stablecoin în timpul crizei bancare. Drept urmare, BNB a depășit USDC pentru a deveni a patra cea mai mare criptomonedă după capitalizarea bursieră. BUSD a scăzut de asemenea semnificativ de la locul 7 pe 21 ca urmare a deciziei Paxos de a reduce stablecoin-ul. Prețurile au crescut în mare parte în toate sectoarele, dar Bitcoin le-a depășit pe majoritatea acestora. Primele 5 criptomonede au înregistrat câștiguri cu două cifre în trimestrul 1-2023. Bitcoin a depășit pe toți ceilalți cu o creștere de 72%, urmată de ADA 62%, XRP 58%, Ethereum 52% și BNB 29%. Tokenii DeFi au înregistrat o oarecare recuperare în trimestrul 1-2023, deoarece întreaga piață a înregistrat o tendință de creștere. GRT plus 162% reintră în top 5 proiecte DeFi și a înregistrat cele mai importante randamente, în timp ce Lido plus 158% se află pe locul 2. Cu toate acestea, restul primelor 5 proiecte DeFi au avut performanțe slabe în comparație cu Bitcoin. Tokenii exchange-urilor s-au recuperat de asemenea în trimestrul 1-2023, dar au înregistrat o mică scădere, -3% în trimestrul 1-2023. KuCoin plus 28% a depășit HT pe locul 5, probabil din cauza prăbușirii rapide a Huobi Token, -93% din martie și a FAD-ului asociat în urma insolvenței FTX. Sectorul Play to Earn a cunoscut de asemenea o recuperare destul de puternică, cu 3 din top 5 tokeni. VMIX plus 286%, ImmutableX plus 196% și MANA plus 98%, depășind Bitcoin în 2023 trimestrul 1. GMT plus 71%, care a fost în top 5 proiecte Play to Earn pe tot parcursul anului 2022, a fost de asemenea eliminat de VMIX. Prezentarea generală a primelor 15 monede stabile din trimestrul 1-2023. Primele 15 monede stabile au pierdut aproximativ 4,5% sau 6,2 miliarde de dolari din capitalizarea pieței în trimestrul 1-2023. Această scădere poate fi atribuită preocupărilor legate de monedele stabile declanșate de investigația SEC asupra BUSD și DPEG-ul USDC. Cea mai mare monedă stabilă, USDT, a câștigat cel mai mult în termeni absoluți, plus 20,5% sau 13,6 miliarde de dolari, în timp ce USDC și BUSD au înregistrat pierderi de 26,9% și respectiv 54,5%. DAI a rămas în esență stabil, plus 0,8% în trimestrul 1, în timp ce TUSD, plus 169,3%, a depășit FRAX pe locul 5, în ciuda faptului că acesta din urmă a înregistrat câștiguri de plus 2,6% în acest trimestru. O mare parte din câștigurile TUSD pot fi atribuită mintării de către Binance, aproximativ 130 de milioane de dolari, și Petron, aproximativ 750 de milioane de dolari. În afara primelor 5, GUSD are o scădere de -32% și USDP -12,3%, care au fost cei mai mari perdanți, în timp ce LUSD are un plus de 47,7%, care a fost și cel mai mare câștigător. Deși a fost pe o traiectorie ascendentă în 2022, BUSD este acum în proces de lichidare. De la anunțul din februarie, capitalizarea pieței a scăzut rapid pe măsură ce utilizatorii fac schimburi. BUSD, a treia cea mai mare criptomonedă stabilă după capitalizarea pieței, a scăzut cu 47,3% sau 6,1 miliarde de dolari din capitalizarea pieței în primul trimestru din 2023. Aceasta a fost în scădere cu 67,6% față de vârful de 22 de miliarde de dolari din noiembrie 2022. La sfârșitul primului trimestru al anului 2023 mai erau în circulație BUSD în valoare de 7,6 miliarde de dolari. Scăderea capitalizării pieței BUSD poate fi atribuită mai multor factori, printre care Paxos, care clarifică că acceptă doar BUSD pe Ethereum și că BUSD pe alte chain-uri sunt versiuni gestionate de Binance. TUSD devine a cincea cea mai mare monedă stabilă după ce Binance a mintat monede în valoare de aproximativ 130 de milioane de dolari într-o săptămână. Binance convertește BUSD în valoare de 1 miliard de dolari în Bitcoin, Ethereum, BNB și alți tokeni. BUSD a suferit ieșiri suplimentare de 500 de milioane de dolari după ce Commodity Future Trading Commission sau CFTC a intentat un proces împotriva lui Binance. Total Crypto Market Cap și Bitcoin versus S&P 500. Crypto a avut o corelație pozitivă scăzută cu S&P 500 în trimestrul 1-2023,
după ce a fost moderat negativ în trimestrul 4-2022. A obținut un randament de 10 ori mai mare, dar a fost și de 3 ori mai volatilă în comparație cu S&P. În primul trimestru al anului 2023, corelația dintre Bitcoin și S&P 500 a cunoscut o schimbare notabilă. Acesta a trecut de la moderat negativ în trimestrul 4-2022, respectiv minus 0,64, la scăzut pozitiv în trimestrul 2023, plus 0,31. Cu toate acestea, aceasta este încă mult mai mică în comparație cu corelația generală din 2022 la 0,86. S&P 500 a avut un trimestru întâi în creștere în ianuarie, când investitorii speculau cu privire la un pivot Fed, dar apoi a scăzut din cauza datelor macro nefavorabile. Indicele a încheiat trimestrul în creștere cu 7%. Capitalizarea totală a pieței cripto, plus 49%, a avut o performanță de aproape 10 ori mai bună decât S&P 500, care a fost de 5%. Cu toate acestea, cripto a fost de asemenea de 3 ori mai volatilă, cu o volatilitate anualizată de 24,1% comparativ cu 8,3% a S&P 500. În general, corelația dintre Bitcoin și S&P 500 este probabil să rămână scăzută în viitorul apropiat. Acest lucru se datorează faptului că Bitcoin devine din ce în ce mai necorelat cu activele tradiționale precum acțiunile și obligațiunile. Cu toate acestea, corelația ar putea crește dacă există evenimente economice sau geopolitice majore care determină investitorii să vândă activele riscante. Haideți să vedem câteva evenimente notabile din 2023, trimestrul 1. Trimestrul 1 a cunoscut o criză bancară în martie care a dus la creșterea prețurilor cripto, dar a avut și câteva momente importante: Ordinals, ZK Rollup, Blur și Arbitrum Airdrop. Necazurile lui Silvergate au provocat un efect de domino care a dus la salvarea SVB, Signature Bank și Credit Suisse pe fondul instabilității mai extinse a sectorului bancar. După colapsul FTX, Silvergate a clarificat că începând cu 30 septembrie avea depozite de 11,9 miliarde de dolari de la clienții cripto, dintre care FTX era mai puțin de 10%. Elizabeth Warren și alți membri ai Senatului întreabă Silvergate despre legăturile sale cu FTX. Silvergate raportează o ieșire de 1,4 miliarde de dolari din depozite legate de cripto. Bloomberg a raportat că Departamentul de Justiție din Statele Unite cercetează relațiile Silvergate cu FTX și Alameda Research. Silvergate a anunțat că va înceta operațiunile și va lichida voluntar banca, iar SVB a lansat o vânzare de acțiuni de 1,75 miliarde de dolari pentru a-și consolida bilanțul. Prețul acțiunilor SVB a scăzut cu 60%. Reuters a raportat că CEO-ul a trebuit să sune clienții pentru a-i asigura că banii lor sunt în siguranță. Deponenții au încercat să retragă 42 de miliarde de dolari de la bancă. La sfârșitul zilei, SVB a rămas cu un sold de numerar de minus 958 de milioane de dolari. SVB este închis de autoritățile de reglementare. Mai târziu, reiese că deponenții au solicitat încă 100 de miliarde de dolari în retrageri. Din cauza temerilor de contagiune din partea SVB, Signature Bank s-a confruntat brusc cu retrageri de miliarde în ultimele ore ale zilei. În 12 martie, Departamentul Trezoreriei, Fed și FDIC emit o declarație comună de garantare a depozitelor și un nou program de finanțare pe termen lung. La 14 martie, sucursala britanică a SVB este achiziționată de HSBC. Băncile importante conduse de JP Morgan au injectat 30 de miliarde de dolari în lichidități pentru a consolida încrederea în sistemul bancar. În 19 martie, Flagstar Bank achiziționează aproape toate depozitele și împrumuturile Signature Bank, cu excepția celor care sunt legate de cripto. Analiză Bitcoin. Prețul Bitcoin din trimestrul 1 2023 versus volumul de tranzacționare. Bitcoin a avut un început puternic în trimestrul 1 2023, câștigând 72,4%. Acesta este cel mai mare câștig trimestrial din trimestrul 1-2021. Criza bancară din martie 2023 poate să fie contribuit la performanța puternică a Bitcoin, deoarece a prezentat narațiunea Bitcoin ca pe o alternativă. Bitcoin a început trimestrul la cel mai scăzut nivel și s-a încheiat la cel mai ridicat nivel trimestrial, la 16.540 de dolari, respectiv 28.516 dolari. Acesta este un nivel nemaivăzut din 12 iunie 2022, în jurul momentului în care piața a început să scadă după criza Terra Luna. Cea mai remarcabilă dezvoltare Bitcoin din trimestrul 1 2023 a fost lansarea protocolului Ordinals, care a permis NFT-urile în rețeaua Bitcoin. Bitcoin Mining Hash Rate. Hash rate-ul de minerit Bitcoin continuă să crească în vremuri de bear market și nu numai, acțiunile minerilor tranzacționați la bursă având o revenire puternică pe măsură ce prețul Bitcoin s-a recuperat.
Rata de hash de minerit a continuat să crească în trimestrul 1 2023, crescând cu 24% față de trimestrul precedent și atingând un alt maxim istoric pe 22 martie. Mai multe evoluții notabile au avut loc în industria minieră în trimestrul 1 2023, inclusiv Blockstream a strâns 125 de milioane de dolari pentru a-și finanța extinderea. CleanSpark a continuat să se extindă cu achiziționarea 20.000 de mineri ASIC. Și acțiunile companiilor miniere publice au crescut alături de Bitcoin, liderul Iris Energy plus 157%, urmat de Bitfarms plus 126%, HUT plus 126% și Hive plus 115%. Protestele prelungite din Kazakhstan cu privire la prețurile energiei împreună cu restricțiile de reglementare crescânde privind mineritul Bitcoin au dus la un exod de mineri de Bitcoin din țară care odinioară ocupa locul 2 pentru hash rate. Bitcoin Return versus clasele active majore. Bitcoin a fost de departe cel mai bun activ în trimestrul 1 2023 cu un câștig de 72%. Toate clasele importante de active în verde cu excepția țițeiului. Nasdaq a fost al doilea activ cu cele mai bune performanțe, cu un câștig de plus 16%. Aurul a fost al treilea activ cu cele mai bune performanțe, cu un câștig de 8%. Țițeiul a fost singurul activ care a scăzut în trimestrul 1 2023 cu o pierdere de 6%. Indicele dolarului american și alte valute au rămas relativ neschimbate. Analiza Ethereum. Ethereum Price versus Trading Volume. Ethereum a încheiat trimestrul 1 2023 la 1792 de dolari, reprezentând o creștere de 49,8% în timpul trimestrului. Eliberarea viitoare a milioane de Ethereum mizați nu pare să fi speriat cumpărătorii. Ethereum a început anul la minimul de 1196 de dolari, înainte de a atinge un maxim trimestrial de 1825 de dolari la sfârșitul lunii martie. Ethereum s-a situat deasupra celor 200 weekly moving average de la mijlocul lunii ianuarie, dar cu toate acestea a scăzut pentru scurt timp sub el pe 11 martie, care a coincis cu dipegul USDC. Prăbușirea băncii Silicon Valley în martie a dus la dipegul USDC. Acest eveniment a afectat și Ethereum, deoarece servește drept chain principal pentru aplicațiile de finanțare descentralizată sau DeFi. Prețul Ethereum a scăzut la un minim de 1429 de dolari în acea perioadă. Cu toate acestea, când a apărut vestea despre un ajutor guvernamental, prețul Ethereum s-a recuperat și a continuat să crească pe tot restul lunii martie. Ethereum Consensus Layer Staking. Stake-ul Ethereum înregistrează o creștere puternică, plus 13,6% în trimestrul 1 2023, deoarece se apropia de upgrade-ul Chapela de pe 12 aprilie. Lido este încă lider în ceea ce privește cota de Ethereum pusă în stake. Suma totală de Ethereum aflată în stake pe Ethereum 2.0 Beacon Chain a crescut cu 13,6% în trimestrul 1 2023, ajungând la 18 milioane de Ethereum. Lido a continuat să fie principalul furnizor de stake cu 31,4% din totalul Ethereum-ului pus în stake. Găsiți la mine pe canal un videoclip complet despre Lido și tokenii lichizi, care ar putea fi o narativă de luat în seamă. Nu uitați de like, subscribe și să activați clopoțelul. Pe 26 februarie, 179.000 de Ethereum au fost puși în stake într-o singură zi, cea mai mare creștere pe o singură zi din trimestrul 1. Kraken și Coinbase se confruntă cu provocări de reglementare în Statele Unite pentru produsele lor de stake. Upgrade-ul Chapela al Ethereum a avut loc pe 12 aprilie, dar va rămâne la atitudinea furnizorilor individual de stake să stabilească când să permită retragerile. Rata de ardere a Ethereum. Ethereum a depășit emisiile în trimestrul 1 2023 cu 44%. Este prima oară în istorie când Ethereum a experimentat un sfert de ardere netă cu 75.000 de Ethereum scoși din circulație. În trimestrul 1 2023, peste 242.000 de Ethereum au fost arși, în timp ce 167.000 au fost emiși. Acest lucru a dus la scoaterea din circulație a 75.000 de Ethereum în acest trimestru. Este prima dată când arderile de Ethereum au depășit constant emisiile zilnice. Cea mai mare parte a arderii din acest trimestru a avut loc în martie. Cea mai mare ardere de o zi a avut loc pe data de 11 martie, când 9.370 de Ethereum au fost arși din cauza volumelor mari de tranzacționare în timpul evenimentului de DPEG USDC. Uniswap a detronat OpenSea pentru a deveni cel mai mare arzător de Ethereum cu 9.800 de Ethereum arși. Între timp, Blur și Arbitrum au reușit să depășească USDC și MetaMask pentru a intra în top 6.
Volumele mari de tranzacționare pot duce la arderea mai multor Ethereum, deoarece mecanismul de ardere este declanșat atunci când Ethereum este pus în stake sau utilizat pentru a plăti taxele de gaz. Creșterea ratei de ardere a Ethereum este un semn pozitiv pentru sănătatea pe termen lung a rețelei Ethereum. Pe măsură ce oferta de Ethereum în circulație scade, este foarte probabil ca valoarea acestuia să crească. Valoarea maximă extractabilă în trimestrul 2023 sau MEV. În primul trimestru al anului 2023, Ethereum a cunoscut o revigorare a activității tranzacțiilor, rezultând o creștere semnificativă a volumelor. Boții MEV, care exploatează comanda tranzacțiilor în avantajul lor, au beneficiat și ei de această tendință, volumele crescând cu 97,5% de la 22 de miliarde de dolari la 43,9 miliarde de dolari. Pe măsură ce volumul MEV a crescut cu 97,5% în primul trimestru, cei care au folosit arbitrajul și-au luat partea leului din profit, 61,7%, din cauza evenimentului USDC DPEG din martie. DPEG-ul USDC, un eveniment care a creat condiții favorabile pentru oportunitățile de arbitraj, a generat un volum de 8,3 miliarde de dolari. Creșterea schimburilor descentralizate, respectiv DEX-urilor și a altor protocoale DeFi, a creat mai multe oportunități pentru cei care folosesc arbitrajul de a profita de pe urma diferențelor de preț dintre diferitele schimburi. Activitatea privind protocoalele de nivel 2 la lansare, sau Layer 2. Timpul necesar ca noile L2 să atingă pragul de 1 milion de tranzacții cumulate a scăzut de-a lungul timpului. Ethereum, când a fost lansat pentru prima dată în 2015, a avut nevoie de aproximativ 140 de zile pentru a atinge această etapă. Între timp, Arbitrum și Optimism au avut nevoie de 110 zile și respectiv 30 de zile pentru a atinge 1 milion de tranzacții cumulate. ZK Sync, care și-a lansat rețeaua principală, ERA, pe 24 martie, a reușit să atingă această etapă în doar 4 zile. Nu uitați că ZK Sync nu are încă un token și că am putea vedea de la aceștia un airdrop uriaș. Găsiți la mine pe canal cel puțin 3 videoclipuri despre ZK Sync, dintre care unul este pe playlistul Airdrop, în care puteți vedea ce aveți de făcut pentru a vă califica la un posibil viitor Airdrop. Nu uitați de like și subscribe! Revenind, în comparație, Polygon ZKEVM încă nu a atins acest număr de tranzacții. Timpul necesar fiecărui chain pentru a ajunge la 100.000 de adrese unice a urmat de asemenea un model similar. La ZK Sync a durat 5 zile, urmat de Optimism 45, Arbitrum 110 și Ethereum 222. Vedem o popularitate tot mai mare a finanțelor descentralizate. DeFi este un motor major al activității pe Layer 2. Pe măsură ce protocoalele DeFi devin din ce în ce mai populare, ele atrag mai mulți utilizatori și tranzacții, ceea ce îi ajută pe cei de la Layer 2 să-și atingă etapele mai rapid. Conștientizarea crescând a Layer 2. Pe măsură ce mai mulți oameni devin conștienți de Layer 2, este mai probabil să le folosească. Analiza DeFi. Sectorul DeFi a fost pe drumul spre redresare în acest trimestru în concordanță cu restul pieței, dar turbulențele din sectorul bancar i-au deraiat impulsul deoarece USDC a scăzut pentru scurt timp. Sectorul DeFi a cunoscut o renaștere la începutul anului în concordanță cu restul pieței cripto. Cu toate acestea, avântul său a fost oprit atunci când problemele bancare au făcut ca USDC, cea mai utilizată monedă stabilă din DeFi, să se oprească. DeFi și-a revenit mai repede decât piața cripto generală, ceea ce a dus la creșterea cotei sale de la 4,1% la 4,6% între ianuarie și începutul lunii martie. Colapsul FTX și turbulențele bancare 3 DeFi au făcut ca cota de piață a DeFi să scadă la aceleași niveluri observate la începutul anului, deoarece investitorii și-au căutat refugiul în Bitcoin și Ethereum. Chiar și cu o cotă de piață redusă, capitalizarea de piață a DeFi a crescut cu aproape 50% de la 34 de miliarde de dolari la 50 de miliarde de dolari în trimestrul 1-2023. În ciuda scăderii cotei de piață, capitalizarea pieței DeFi a crescut cu aproape 50% în trimestrul 1-2023. Acest lucru se datorează faptului că valoarea totală a pieței cripto a crescut semnificativ în aceeași perioadă. În plus, popularitatea tot mai mare a protocoalele DeFi, cum ar fi Aave, Uniswap și Compound, a contribuit de asemenea la creșterea capitalizării pieței DeFi. Găsiți la mine pe canal un videoclip și pentru piața DeFi în care cuprind aceste protocoale respectiv Aave, Uniswap, Compound și alte încă câteva proiecte. Cota de piață DeFi Multichain trimestrul 1. Cota de piață a Ethereum în DeFi a rămas relativ constantă în trimestrul 1, crescând de la 63% la sfârșitul lui 2022 la 66% în martie 2023. Cu toate acestea, mai multă lichiditate altchain și-a găsit drumul înapoi către Ethereum în așteptarea upgrade-ului Chapela,
ceea ce a făcut ca TVL să crească cu 33,6% de la 31,5 miliarde de dolari la 42,1 miliarde de dolari între ianuarie și martie 2023. Arbitrum s-a bucurat de un trimestru unu destul de reușit, deoarece TVL a crescut cu 83,4% de la 31,9 miliarde de dolari la 58,5 miliarde de dolari. Rețeaua a înregistrat intrări mari de fonduri spre sfârșitul anului 2022, pe măsură ce speculațiile s-au intensificat cu privire la un potențial airdrop care s-a materializat în martie. Dacă vreți să știți mai multe despre Arbitrum, pe care eu îl consider un proiect cu potențial mare în următorul bull market, găsiți și pentru acesta la mine pe canal un videoclip. În timp ce ecosistemul Solana ar fi fost afectat masiv după prăbușirea FTX la sfârșitul anului 2022, TVL-ul său s-a recuperat ușor cu 18,4% de la 388 de milioane de dolari la 460 de milioane de dolari. Cu toate acestea, cota sa de TVL a continuat să scadă de la 0,78% la 0,72%. Vedere de ansamblu a ecosistemului DeFi. Valoarea pieței tokenilor DeFi a crescut cu 65,2%, tokenii de guvernare cu stake lichid fiind în centrul atenției, plus 210,9%, devenind a treia categorie DeFi, depășind creditele. Tokenii DeFi au avut un început excelent de an, crescând de la 17,9 miliarde de dolari la 29,6 miliarde de dolari. În urma upgrade-ului Chapela de la Ethereum din 12 aprilie, tokenii de guvernare cu stake lichid condus de Lido, Frax și RPL au înregistrat o creștere remarcabilă de 210,9% a capitalizării pieței, depășind protocoalele de creditare pentru a deveni a treia categorie ca mărime din DeFi. Creșterea capitalizării pieței DEX plus 44,3% a fost depășită de alte categorii DeFi, pierzând mai mult de 5% din cota de piață de la începutul anului. Derivatele, asigurările și protocoalele cu dobândă fixă au crescut în popularitate, dublându-și capitalizarea de piață în primul trimestru. Cross-chain bridge liquidity. Odată cu apariția airdrop-urilor și a noilor L2, TVL-ul protocoalelor cross-chain a crescut cu 40,2%. Bridge-urile sau podurile cross-chain și-au înregistrat o creștere a TVL cu 40,2% în trimestrul 1, de la 8 miliarde de dolari la 11,3 miliarde de dolari. Aprecierea prețului activelor blocate, cum ar fi Bitcoin, este probabil cauza acestei creșteri, mai degrabă decât adăugarea de mai multă lichiditate la bridge-uri. Bridge-urile Wrap BTC și HBTC au înregistrat o creștere procentuală mai mică a TVL, semn că au înregistrat ieșiri nete în trimestrul 1-2023. Bridge-ul Just Crypto de la Tron, care preia mai multe active decât doar Bitcoin, a înregistrat o creștere cu 70% a TVL, semnalând un flux pozitiv de active în bridge. Stargate a fost singura excepție, pierzând 15 milioane de dolari în TVL. În mare parte, facilitând transferurile de monede stabile, TVL protocolului s-a scăzut cu peste 40% de la 440 de milioane de dolari la 260 de milioane de dolari după ce USDC a scăzut și încă nu s-a recuperat complet. Găsiți la mine pe YouTube un videoclip și despre Stargate. Chainport este cel mai mare participant în listă, crescând cu 44% de la 122 de milioane de dolari la 176 de milioane de dolari în active blocate. Este unul dintre puținele bridge-uri care se conectează la Cardano și Milkomeda, C1, un rollup bazat pe EVM construit pe Cardano. NFT-urile. Volumul de trading NFT din trimestrul 1-2023 în top 8 chain-uri. În mijlocul sezonului lent NFT, volumele de tranzacționare au crescut cu 67,2% de la începutul anului, în timp ce NFT-urile Ethereum continuă să domine scena. Volumul de tranzacționare NFT a fost în revenire de la sfârșitul anului trecut, crescând cu 67,2% de la 939 de milioane de dolari la începutul lunii ianuarie 2023 la 1,57 miliarde de dolari în martie. Ethereum continuă să păstreze o dominanță de 90% pe piața NFT, deoarece NFT-urile de pe alte chain-uri nu au reușit să facă progrese în creșterea cotei de piață. În special, volumele de tranzacționare pe Solana au scăzut semnificativ cu 66% de la 76 de milioane de dolari în decembrie 2022 la 25,5 miliarde de dolari în martie 2023. Hype-ul din jurul NFT-urilor Reddit a revenit temporar în februarie după ce Reddit a lansat o nouă colecție de avatare NFL Super Bowl. Volumul de pe Polygon a crescut de mai mult de 8x, de la 10,3 miliarde de dolari în ianuarie la 84,2 miliarde de dolari în februarie. Cu toate acestea,
a scăzut la 15,3 milioane de dolari în martie după încheierea Super Bowl. Pe piața Immutable X, Gods Unchained, Cross the Age și Illuvium Land rămân cele mai populare colecții. Volumele de tranzacționare pe platforme. Piețele NFT s-au bucurat de o renaștere a volumului de tranzacționare, deoarece Blur depășește cu succes OpenSea, controlând 71,8% din volumul de tranzacționare în martie 2023. Volumul de tranzacționare pe piețele de top NFT a înregistrat o creștere vizibilă în ultimul trimestru, crescând cu 68% de la 0,91 miliarde de dolari în decembrie anul trecut la 1,52 miliarde de dolari în martie 2023. Blur a detronat OpenSea ca piață de top NFT în trimestrul 1, ponderea lor în volumul de tranzacționare crescând de la 52,8% în decembrie 2022 la 71,8% în martie 2023. Ponderea OpenSea în volumul de tranzacționare a scăzut de la 29,3% la 21,7% în aceeași perioadă. Ecosistemul Solana s-a micșorat drastic după dispariția FTX, iar NFT-urile nu au fost cruțate. Magic Eden, cea mai mare piață de pe rețea, și-a pierdut încet cota de tranzacționare cu 67,9% de la 73,6 miliarde de dolari în decembrie 2022 la 23,6 miliarde de dolari în martie 2023. Colecții preeminente precum Yacht și The Gods au migrat de asemenea către alte chain-uri, dând o nouă lovitură către Solana. Care ar fi câteva dintre motivele acestor tendințe? Păi, OpenSea a fost piața NFT dominantă în ultimii ani, dar s-a confruntat cu o concurență crescândă din partea altor platforme în ultimele luni. Blur nu este singura piață NFT care a câștigat cotă de piață de la OpenSea. Alte platforme, cum ar fi LuxRare și X2Y2, și-au văzut volumele de tranzacționare crescând în ultimele luni. Câteva colecții notabile NFT. În timp ce spațiul NFT continuă să vadă puțină lumină, a fost încă un trimestru plin de evenimente pentru colecțiile Yuga Labs, Yacht și Porsche. Yuga Labs a fost ocupat în primul trimestru al anului 2023. Ei au lansat primul joc, Dookie Dash, care putea fi accesat doar deținând Sphere Pass NFT. Ei au găzduit o a doua călătorie în metaversul Otherside și au anunțat un viitor joc de strategie NFT numit Legends of the Mara. De asemenea, au anunțat parteneriat cu marca de lux Gucci. NFT-urile în ediție deschisă, care oferă o aprovizionare nelimitată într-o fereastră scurtă de timp, au devenit din ce în ce mai populare în ultimele luni. Unul dintre cele mai de succes proiecte NFT în ediție deschisă de până acum este Chicks, creat de artistul vizual Jack Butcher. A înregistrat un volum de tranzacționare de peste 80 de milioane de dolari de la începutul său în ianuarie 2023. Succesul a inspirat multe proiecte derivate similare. Rămâne de văzut dacă popularitatea NFT-urilor în ediție deschisă va continua pe termen lung. Colecția Yachts NFT a migrat de la Solana la Polygon. Magic Eden, o piață populară NFT, a implementat taxe de tranzacționare de 0% și recompense de listare USDC pentru a stimula activitatea în rețeaua Polygon. Yachts și colecția sa soră, The Gods, erau ambele colecții de top pe Solana înainte de a migra către alte rețele. Porsche a lansat o colecție de 7500 de NFT-uri cu modelul său 911 în ianuarie 2023. Cu toate acestea, prețul de 0,911 Ethereum sau aproximativ 1500 de dolari la acea vreme era prea mare pentru mulți colecționari NFT. Ca urmare, mai puțin de o treime din totalul NFT-urilor au fost mintate. Reacția comunității NFT s-a datorat prețului mare al mintării și a faptului că NFT-urile nu au oferit nicio utilitate reală. Ulterior, Porsche a decis să închidă mintarea. Lipsa bruscă a NFT-urilor a împins rapid prețurile de pe piața secundară până la 2,6 Ethereum sau aproape triplul prețului inițial de mintare. Creșterea Blur. În timp ce prețul tokenului Blur s-a situat la aproximativ 0,6 dolari, piața a reușit să atragă peste 1 miliard de dolari în volumul de tranzacționare în februarie și martie acestui an, depășind OpenSea. Lansarea de către Blur a tokenului său nativ în februarie a fost foarte așteptată după mai multe runde de airdrop. Platforma depășise deja OpenSea în volumul de tranzacționare în decembrie 2022 datorită campaniei sale de airdrop și recompenselor sporite. Acest lucru a dus la o creștere semnificativă de 259% a volumului de la 135 de milioane de dolari în noiembrie la 484 de milioane de dolari în decembrie. Deși tokenul Blur a fost tranzacționat inițial la 5 dolari, prețul său s-a stabilizat rapid în jurul valorii de 0,65 de dolari. A existat o scurtă creștere la 1,24 de dolari în săptămânile următoare, înainte de a se stabili în intervalul de 0,6 dolari pe parcursul lunii martie.
În ciuda fluctuațiilor de preț, volumul de tranzacționare a Blur a cunoscut o creștere remarcabilă, crescând de 46,4 ori de la 23 de milioane de dolari la lansarea sa în octombrie 2022 la 1,09 miliarde de dolari în martie 2023. Bitcoin Ordinals. În ciuda faptului că a provocat dezbateri furioase în timpul lansării sale la sfârșitul lunii ianuarie, Ordinals au luat cu asalt Bitcoin cu peste 663.000 de NFT-uri Bitcoin mintate în trimestrul 1-2023. Ordinals este un proiect recent care urmărește integrarea NFT-urilor în ecosistemul Bitcoin. Spre deosebire de predecesorii săi care se bazează pe rețele de nivel 2, Ordinals folosește upgrade-ul Taproot pentru a activa NFT-urile Bitcoin native. La lansarea sa, Ordinal a declanșat o diviziune în cadrul comunității Bitcoin. Unii au susținut că rețeaua ar trebui să se concentreze exclusiv pe numerar digital, exprimându-și îngrijorarea cu privire la potențiala blocare a rețelei. Cu toate acestea, susținătorii Ordinals cred că extinderea în NFT va atrage mai mulți utilizatori și va genera taxe suplimentare pentru gaz, sporind astfel securitatea rețelei. În doar 2 luni, Ordinals a cunoscut o adoptare semnificativă cu 663.131 de inscripții înregistrate până la sfârșitul lunii martie și cu peste 16 milioane în momentul de față. Această creștere poate fi atribuită proliferării colecțiilor NFT, cum ar fi clonele CryptoPunk și Bitcoin Bandits. Mai mult, ecosistemul Bitcoin NFT a asistat la intrarea altor jucători din chain-uri diferite. Yuga Labs și-a prezentat colecția 12fold pe 6 martie, iar Magic Eden și-a lansat piața Ordinals pe 21 martie, îmbogățind și mai mult peisajul Bitcoin NFT. Exchange-urile. Primele 10 schimburi spot de criptomonede din trimestrul 1-2023. Volumul tranzacționării spot a crescut cu 18,1% în trimestrul 1-2023 față de trimestrul 4-2022. Volumul total de tranzacționare pentru primul trimestru a fost de 2,8 trilioane de dolari. Volumul lunar de tranzacționare a fost pe o tendință ascendentă de când a atins minimele în decembrie 2022. Raportul dintre volumul de tranzacționare CEX și DEX a rămas peste 90% pe tot parcursul trimestrului 1. Cu toate acestea, DEX-urile au depășit creșterea CEX-urilor, 33,4% față de 16,9% în acest trimestru, ceea ce ar putea fi un semn de schimbare a preferințelor pe fondul represiunii asupra CEX-urilor de către autoritățile de reglementare. CEX-urile sunt schimburi centralizate, în timp ce DEX-urile sunt schimburi descentralizate. Primele 10 schimburi centralizate spot din trimestrul 1-2023, respectiv CEX-urile. Binance a continuat ca CEX spot dominant cu o cotă de piață de 62% în martie 2023, în ciuda represiunii din partea autorităților americane. În primul trimestru al anului 2023, primele 10 burse centralizate, CEX-uri, au înregistrat un volum de tranzacționare spot de 2,46 trilioane de dolari. Aceasta marchează al treilea trimestru consecutiv în care industria s-a tranzacționat sub 3 trilioane de dolari, o tendință care a început la sfârșitul anului 2020. Cu toate acestea, există semne de redresare deoarece volumul de tranzacționare a crescut cu 16,9% trimestrial. În ciuda controlului de reglementare în curs, Binance a reușit să-și mențină poziția de lider, deținând o cotă de piață de 62% în martie. Cu toate acestea, această cifră poate scădea în lunile următoare, deoarece Binance și-a eliminat reducerea la comisiunul de tranzacționare Bitcoin de la majoritatea perechilor la sfârșitul lunii martie. Pe de altă parte, schimbul Coinbase din Statele Unite nu a putut valorifica dispariția FTX și FTX US. În schimb, Coinbase a înregistrat o scădere ușoară de 0,5% a volumului de tranzacționare în termeni absoluți în trimestrul 1-2023. În general, peisajul competitiv dintre CEX-uri continuă să evolueze, influențat de acțiunile de reglementare și de condițiile pieței. Primele 10 CEX-uri au reprezentat 90% din volumul total de tranzacționare spot în trimestrul 1-2023. Binance, așa cum am spus, a fost liderul clar, urmat de Upbit, OKX, Coinbase, Max, Gate.io, KuCoin, Kraken, Huobi și Crypto.com. Top 10 exchange-uri descentralizate. Volumul de tranzacționare pe DEX-uri a crescut cu 33,4% în primul trimestru al anului 2023, majoritatea fiind efectuate prin Uniswap pe diferite chain-uri. Primele 10 burse descentralizate, DEX-uri, au înregistrat un volum de tranzacționare spot de 215 miliarde de dolari în trimestrul 1-2023, reprezentând o creștere de 33,4%. Uniswap a fost lider clar, reprezentând 67% din volumul total de tranzacționare. Cota de piață a Curve a scăzut în trimestrul 1 deoarece volumele sale au rămas constante în timp ce concurenții săi au înregistrat câștiguri. Trader Joe
a pătruns în primele 10 dexuri în trimestrul 1 în detrimentul Serum, care acum este dispărut. Primele 10 dexuri au reprezentat 90% din volumul total de tranzacționare spot. Uniswap a fost liderul clar, urmat de Curve, SushiSwap, Pancake, Balancer, MDX, Radium, 0x și Trader Joe. Cota de piață a Uniswap este probabil să continue să crească în lunile următoare, deoarece schimbul este cel mai popular DEX pentru tranzacționarea cu token ERC20. Deci, eu aș zice să urmăriți tokenul Uni și dacă vă place ce vedeți, de ce nu, poate să-l adăugați în portofoliul vostru. Bursele de instrumente derivate din trimestrul 2023, volumul de swap perpetu. În primul trimestru al anului 2023, primele 10 burse de instrumente derivate au atins un volum semnificativ de tranzacționare de 7,1 trilioane de dolari. Aceasta este acum de 2,6 ori mai mare decât piața spot, indicând o preferință tot mai mare pentru contractele perpetue. Acesta marchează o ușoară creștere față de volumul de tranzacționare din al patrulea trimestru din 2022. Binance și aici continuă să dețină poziția de top în rândul burselor de instrumente derivate cu o cotă de piață sănătoasă de 60%. Cu toate acestea, cota sa de piață a înregistrat o mică scădere în cursul trimestrului 1. În absența FTX, OKX și Bybit și-au consolidat pozițiile ca al doilea și respectiv al treilea cel mai mare schimb de instrumente derivate ca volum. Împreună, primele 3 exchange-uri derivate controlează acum 90,2% din volumul de tranzacționare din martie 2023. Burse de instrumente derivate din trimestrul 1 2023. Open Interest sau dobânda deschisă lunară agreată. Dobânda deschisă de la bursele de instrumente derivate a înregistrat de asemenea o creștere de 29,3% în trimestrul 1 pe măsură ce piața a început să crească, în mare măsură în concordanță cu creșterea volumelor de tranzacționare. Open Interest total în primele 10 burse de instrumente derivate a crescut de la 16,7 miliarde de dolari la 21,6 miliarde de dolari între 1 ianuarie 2023 și 31 martie 2023. Aceasta este o creștere de 28% care poate fi atribuită recuperării prețurilor cripto. Ponderea între burse a rămas neschimbată pe tot parcursul trimestrului 1-2023, Binance fiind și aici lider cu o cotă de 40%. Din restul primelor 10, Bybit are o cotă de 20%, în timp ce OKX, KuCoin și Gate au fiecare câte o cotă de 10%. Acesta a fost raportul celor de la CoinGecko și care ne oferă o mai mare claritate a pieței cripto în general și ne poate ajuta în luarea unor decizii mai bune cu privire la direcțiile în care să investim. Dacă considerați utilă examinarea unui astfel de raport și dacă considerați că merită să mai iau în calcul astfel de rapoarte, lăsați un feedback în secțiunea de comentarii. Cam atât pentru videoclipul de astăzi. Nu uitați de like și subscribe și de asemenea să activați și clopoțelul. Vă aștept în comunitatea Mr. Crypto pe canalele de Telegram, Twitter, TikTok, Instagram și Facebook, găsiți link-urile în descriere. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept cu drag la videoclipul următor.